Chiar dacă afară e încă iarnă, copiii cu nevoi speciale de la Centrul de zi Casa pentru Toți din Ungheni, prin activitățile lor ne vestesc că primăvara e aproape. Este o activitate obișnuită astăzi, dat fiind faptul că suntem în ultima lună a iernii și ne va sosi frumoasa primăvară, am dat start încă de vineri confecționării mărțișorului. Avem și o comandă de un număr de 2000 de mărțișoare care vor fi confecționate de tinerii noștri împreună cu noi și cred că se vor bucura inimile celor care vor fi cei beneficiari care vor purta așa mărțișor în piept. Pasionați de muncă creativă și posibilitatea de a însuși unele deprinderi de viață, tinerii centrului respectiv, fiind ghidați de educatori, confecționează diverse lucrări care mai apoi sunt realizate. Facem mărțișoare din pânza care se numește fetru. Mărțișoarele o să fie de două culori, roșu și alb, care este simbolul mărțișorului și este cusut pe margină cu un brâușor alb. Iată, așa va fi mărțișorul final cu litera, cu simbolul organizației L. Lucrăm din biserică, facem mărțișoare, ne pregătim de cu ocazia mărțișorului. Eu fac mărțișoare. Facem mărțișoare de primăvară. Fac mărțișor pentru mine și pentru bunica și pentru mamă. Ne doriți să spunem piept. Facem comandă pentru oamenii buni și care ne-a dat așa ocazia. Este o acțiune nobilă, noi o practicăm la diferite sărbători, atât la Anul Nou, la sărbătorile de Paște, acum sărbătoarea mărțișorului va fi. Banii care vor fi colectați în rezultatul vânzării mărțișorului, desigur, vor fi folosite în scopul acoperirii altor activități conform statutului după care noi activăm. Potrivit specialiștilor centrului, serviciile de întreținere a instituției sunt foarte costisitoare, fapt pentru care administrația practică diverse metode de lucru care le permit să existe. Fiindcă este asociația Octav Sprijin și Speranță, deci are menirea să ajute la susținerea activităților acestui centru și venim cu diverse proiecte care desigur că ajută. Acum lucrăm la două proiecte mari chiar în susținerea copiilor cu nevoi speciale și a tinerilor și cu sprijinul autorității publice lor locale, desigur, ne reușește, fiindcă ei sunt finanțatorii direcți a acestui centru. Cel mai mult ne salvează Asociația Sprijin și Speranță. Asociația este ca un buzunaraș pentru centru, că atunci când cel mai mult avem nevoie de finanță, asociația ne salvează. Copiii și tinerii cu nevoi speciale care vin la centru de zi au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile prin diverse activități ce țin de terapia educațională, activități psihopedagogice, terapia cu nisip, munca de creație. Parcursul mai multor ani, noi deja ne-am cunoscut unii cu alții și am descoperit sau am evaluat ce pot ei mai bine să facă și ce pot mai puțin să facă. Și în dependență de puterile lor și capacităților, noi ieșim pregătim acele activități care să le poată ei să le efectueze.